gata și când putem începe. Deci, bună ziua, stimați prieteni! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Astăzi ne propunem să discutăm despre angajamentele Partidului Democrat din Moldova pe domeniul agricol. Nu poți vorbi de viitor fără a arunca o privire în trecut. Pentru a înțelege încotro mergem, considerând că este corect că în această campanie, după o evaluare a echipelor, a programelor care sunt prezentate, oamenii să facă alegerea corectă. Oamenii să ne judece după reușitele noastre a fiecăruia. Pentru noi, faptele vorbesc. De menționat faptul că contribuția agriculturii în produsul intern brut, adăugând și industria alimentară, dar și ramurile conexii, ajunge la aproximativ 40%. Fiecare a treilea cetățean din Republica Moldova trudește în agricultură. Peste 50% din populația Republicii Moldova locuiește în mediul rural. Peste 50% din tot ce produce Republica Moldova, ca export, sunt produse agroalimentare. Ceea ce califică acest important domeniu ca unul strategic pentru Republica Moldova. Printre obiectivele de bază ale politicii guvernului Filip a fost consolidarea competitivității sectorului agroalimentar, garantarea securității alimentare, asigurarea accesului la piețe de desfacere, dar și la finanțare, inclusiv integrarea practicilor agricole și de dezvoltare rurală. Un obiectiv important în perioada cât am guvernat a fost consolidarea cadrului normativ, fiind aprobate un șir de documente de politici, cum ar fi strategia în domeniul siguranței alimentelor, perioada 2018-2022, sau strategia de dezvoltare agricolă și mediului rural, actualizată în 2018 cu accent pe domeniul activităților economice non-agricole în mediul rural sau activităților de dezvoltare a infrastructurii inițiate de autoritățile publice locale. Am inițiat în perioada guvernării noastre mai multe programe, care la ziua de astăzi sunt disponibile, o parte din ele încă până prezent așteaptă să fie aprobate și să aibă continuitate. Mă refer aici la programul Horticol, mă refer aici la programul pe domeniul apiculturii, pe domeniul producției vitivinicole și alte programe importante. Au fost inițiate și promovate mai multe acte legislative, cum ar fi codul funciar, perioada guvernului Filip, care a aprobat acest proiect, l-a înaintat Parlamentului, un proiect care vizează calitatea fondului funciar și grija față de cea mai mare bogăție pe care o are Republica Moldova, pământurile. Am promovat legea cu privire la comerțul interior, prin care am garantat fermierilor, producătorilor autohtoni, acces la rețele, prin asigurarea cel puțin 50% producție autohtonă pe rafturile din magazinele din Republica Moldova. La fel, am facilitat accesul fermierilor la apă pentru irigare din obiectivele acvatice de suprafață. O inițiativă lansată în 2018 de către Partidul Democrat și care a fost votată deja în legislatura 10-a actualului Parlament. O atenție deosebită a fost acordată de către guvernul din care am făcut parte sistemului de subvenționare în agricultură. În acest sens, nu pot să nu menționez despre adoptarea legii privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli. Am lansat o amplă reformă a cadrului instituțional, și anume Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, care am contribuit la modernizarea și conformarea conform principiilor Uniunii Europene. Am extins termenul de aplicare a regulamentului de subvenționare. Amintesc că până în 2016 regulamentul era aprobat anual. Existau foarte multe bariere. Perioada în care s-a aprobat cu mare întârziere, ceea ce periclita procesul investițional, dar și acordarea subvențiilor din partea statului. Grație acestei legi am reușit și am aprobat un regulament de acordare a subvențiilor care este valabil și disponibil pe o perioadă de 5 ani. Un lucru important, atunci când am preluat guvernarea în 2016, datoriile față de fermieri depășau cifra de 600 de milioane de lei. Eram practic o țară izolată, fără finanțare din exterior și fără subvenții acordate încă din anii 2014. 600 de milioane de lei, datorii care au fost achitate în prima jumătate a anului 2016,
Și mai mult ca atât, în perioada guvernării am reușit să majorăm fondul de subvenționare a producătorilor agricoli cu 40%, ajungând în 2019 la aproximativ 1 miliard de lei. O atenție sporită a fost acordată tinerilor, fermieri și femeilor. Peste 1000 de tineri în perioada 2016-2018 s-au bucurat de facilitatea de suplimentar 15% subvenții acordate pe diverse categorii de investiții. Totodată, în 2018, am lansat un program destinat tinerilor și femeilor în afaceri, grație căruia astăzi circa 160 de proiecte realizate de tineri și femei și-au găsit finanțare, au contribuit la deschiderea locurilor de muncă și la dezvoltarea activităților aici acasă, rămânând în Republica Moldova. Tot guvernul Filip a promovat conceptul de acordare a subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediul Rural pentru autoritățile publice locale. Amintesc, începând cu 2020, a fost dat startul acestui program, bazele căruia au fost puse încă în anul 2018, prin modificarea la legea privind principiile de subvenționare. Grație acestei inițiative, în doar 2 ani, 2020, parțial 2021, avem peste 100 de primării de sate care au beneficiat de finanțare pentru diverse obiecte de infrastructură, cum ar fi drumuri, case de cultură, contribuții pentru apeduct și așa mai departe. O altă realizare importantă și care trebuie menționată este vorba de liberalizarea pieței resurselor agricole. Astfel a fost adoptat cadrul legal potrivit căruia a fost liberalizat accesul de produse de uz fitosanitar, semințe și material săditor din Uniunea Europeană în baza catalogelor comunitare. Din șirul altor realizări face parte și fortificarea capacităților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În acest sens, au fost perfecționat considerabil cadrul de reglementare pentru această instituție. De asemenea, a fost îmbunătățită infrastructura pentru siguranța alimentelor prin construcția și darea în exploatare a 4 posturi de inspecție la frontieră, la care se efectuează controale oficiale în momentul tranzitării hotarilor țării. Nu pot să nu menționez și despre impactul major care l-a avut proiectele de asistență externă finanțate sau care a venit în suportul producătorilor agricoli în perioada 2016-2018, parțial 2019. În primul rând, programul IMPART, programul Uniunii Europene pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Peste 6.000 de producători agricoli și o finanțare de peste 700 de milioane de lei a fost disponibilă fermierilor în această perioadă. Nu pot să nu menționez despre programul oferit de către Banca Europeană de Investiții Livada Moldovei, care a fost lansat în 2016, sau proiectul Agricultura Performantă în Moldova, care la fel vine în suportul producătorilor agricoli. Iar prin intermediul proiectului finanțat de Banca Mondială Agricultura Competitivă, peste 30 de grupuri de producători au primit finanțare în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare. Stimați prieteni, urmare a reformelor și acțiunilor realizate a fost posibilă creșterea economică, creștere și în agricultură, dar și creșterea exporturilor. Mai cu seamă pe piața Uniunii Europene, unde în perioada de referință am înregistrat o creștere de până la 60% în anul 2018 a producției agroalimentare exportate pe piața Uniunii Europene. Creșterea investițiilor cu aproximativ 40% în 3 ani de guvernare a Partidului Democrat, investițiile în agricultură au depășit cifra de 15 miliarde de lei. Au fost create peste 12.000 de locuri de muncă. Din păcate, începând cu 2019, odată cu plecarea Partidului Democrat de la guvernare, totul s-a oprit. Nimic nou nu s-a mai inventat. Proiecte noi pentru țară, inclusiv pentru sectorul agroindustrial, nu au mai venit. Avem descreșteri pe toate domeniile. La moment, avem o strategie de dezvoltare a agriculturii și mediului rural expirată încă în 2020 și altă strategie, din păcate, nu avem aprobată. Iată de ce consider că vremea populismului, vremea promisiunilor sterile a trecut. Este timpul reluării și continuării faptelor concrete. În timp ce unii se declară Partidul Fermierilor, Partidul Democrat a făcut lucruri concrete pentru fermieri.
Echipa PDM are experiență, dispune de oameni competenți și vine cu următoarele angajamente pentru relansarea sectorului agricol și impulsionarea dezvoltării rurale. Primul, lansarea unui program de substituire a importurilor de produse agroalimentare cu produse autohtone, prin dezvoltarea activităților de procesare și diversificarea produselor naționale, produselor produse în Republica Moldova. De menționat faptul că Republica Moldova este un exportator net de materie primă, de regulă cu valoare adăugată redusă, și pe de altă parte importă producție finită, cu valoare adăugată înaltă. Soluțiile care le vede Partidul Democrat este, în primul rând, îmbunătățirea politicii de subvenționare prin direcționarea subvențiilor spre diversificarea producției, spre dezvoltarea infrastructurii capabile să asigure calitatea și diversificarea producției pentru producerea, asigurarea cantităților necesare și livrarea pe piața locală, dar și pe piața externă. La fel, modificări sau stimulări prin politica fiscală, inclusiv facilități suplimentare prin asocierea și crearea grupurilor de producători. Amintesc că avem peste 40 de grupuri de producători care au fost create în perioada, în anii precedenți, care au beneficiat de suport și asistență. Doar că nu este suficient doar să vii cu anumite forme de sprijin pentru investiții, în condițiile în care se confruntă cu diferite probleme legate de cheltuieli administrative, de întreținere, ceea ce duce la creșterea costurilor de producție și la motivarea în continuare a fermierilor de a activa în cadrul grupurilor de producători. De aceea venim cu măsuri care ar diversifica sau ar suplimenta spectrul de măsuri destinate grupurilor de producători, inclusiv prin compensarea celor cheltuieli de înființare și de întreținere a grupurilor de producători. 2. Asigurarea creșterii volumului, dar și calității producției agricole prin facilitarea accesului la apă calitativă pentru irigare. Ne propunem să extindem suprafețele irigate anual cu cel puțin 25.000 de hectare, așa cum să ajungem la cifra care era în perioada anilor de până la independența Republicii Moldova, când Republica Moldova avea terenuri irigate de 250-300.000 de hectare. Cu o infrastructură modernizată, cu investiții în infrastructura respectivă, cu creșterea calității apei, cu siguranță vom avea rezultate care se vor răsfrânge în privința competitivității și productivității produselor noastre agricole. Vom continua cu reducerea costurilor la energie, la pomparea apei pentru irigare, utilizând mecanismul compensatoriu. Așa cum am făcut de fiecare dată, ne propunem să mărim treptat valoarea subvențiilor pentru resursele utilizate la pomparea apei pentru irigare. 3. Lansarea unui program național de susținere a procurării de produse autohtone și asigurarea creșterii notorietății produselor moldovenești. Prin sprijinirea diferitor campanii de promovare a produselor noastre moldovenești atât pe piața locală, dar și pe piața externă. Dar și dezvoltarea unui program de fructe în școli, care va oferi accesul zilnic pentru fiecare elev a claselor școlare 1-12 la fructe proaspete. Obiectivul acestuia este de a reconecta copiii la agricultură și de a învăța să adopte obiceiuri alimentare sănătoase, pe de o parte, dar pe de altă parte susținerea producătorilor autohtoni. 4. Instituirea mecanismului de acordare a plăților directe pe suprafață. Așa cum ne-am angajat în 2016, odată cu adoptarea legii privind principiile de subvenționare, începând cu 2020, urma Republica Moldova, fiecare fermier care prelucrează terenuri agricole să beneficieze de o sumă fixă la hectar, așa cum de altfel beneficiază fiecare fermier sau agricultor din Uniunea Europeană. Din păcate, populismul și incompetența a făcut ca acest proces să fie trăgănat. De aceea ne propunem imediat, venind în Parlament, venind la guvernare, să reluăm discuțiile și să dezvoltăm această măsură de sprijin disponibilă pentru producătorii noștri agricoli. 5. Dublarea mărimii Fondului Național de Dezvoltare Agricolă și Mediului Rural. Spuneam că în perioada 2016-2019 am mărit fondul de subvenționare cu 40%. Am demonstrat că putem.
În următoarea perioadă ne propunem să dublăm mărimea acestui fond și să remodelăm măsurile de sprijin financiar care sunt disponibile, cu orientarea acestora preponderent către producătorii mici și mijlocii, către producătorii care se află în dificultate sau cei care realmente se confruntă cu problemele în zonele rurale. Tot aici ne propunem să susținem fermele de familie, să dăm noțiunea de fermă de familie ca sursă de produse sănătoase și mediu ambient curat. Iar după modelul programului subvenții în avans acordat tinerilor și femeilor, ne propunem să extindem acordarea subvențiilor în avans și pentru alte categorii de fermieri, alții decât tinerii și femeii, cei care au necesitate de dezvoltare, de extindere a afacerii sau se află într-o anumită dificultate la acest capitol. Exact după modelele de gestionare a măsurilor de sprijin valabile în Uniunea Europeană. 6. Revizuirea sistemului actual de impozitare în agricultură și dezvoltarea unui mecanism de aplicare uniformă a taxei pe valoare adăugată în agricultură, cu aplicarea unei rate TVA pe întreg lanțul de producție, dar și instituirea impozitului consolidat în agricultură prin comasarea mai multor impozite, optimizând și simplificând procedurile de administrare fiscală în sectorul agricol. 7. Realizarea reformei în sistemul educațional și științei și inovații în sectorul agroindustrial, prin atragerea tinerilor, inclusiv motivarea lor. Amintesc că în 2019 a fost aprobat de către Guvernul Filip un amplu plan de reformare a domeniului educației și științei din agricultură. Din păcate, după 2 ani de zile nu am văzut absolut nicio acțiune în contextul realizării acestui plan. Plan care vizează și reforma în domeniul salarizării personalului care activează la ziua de azi în domeniul educației și științei în agricultură. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, didactico-științifice în cadrul instituțiilor din acest domeniu. Ceea ce spuneam, atragerea tinerilor în acest domeniu prin dezvoltarea diferitor programe de susținere, inclusiv programul Prima Casă destinat personalului sau personalului din domeniul educației și științei agricole. 8. Intensificarea realizării condițiilor impuse prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană în vederea accesării, în vederea penetrării pieților UE, mai cu seamă a producției de origine animală, cunoscând faptul că avem doar câteva produse care la ziua de azi pot fi exportate în piața Uniunii Europene, ne propunem ca să intensificăm, luând la bază acordul de asociere, să intensificăm acțiunile legate de implementarea celor angajamente. Și aici avem foarte mult de muncit. Cei care sunt din sectorul producerii cărnii cunosc care sunt restanțele din partea statului la acest capitol, inclusiv edificarea, acreditarea laboratoarelor în acest sens și respectarea și implementarea anumitor principii de trasabilitate, inclusiv crearea infrastructurii privind prelucrarea deșeurilor de origine animală. 9. Stimularea inovației digitale, inclusiv debirocratizarea sistemului de subvenționare, prin reducerea numărului de acte necesare, precum și crearea în continuare a posibilității de depunere online pe toate măsurile de sprijin disponibile astăzi în cadrul programului de subvenționare. Totodată, asigurând interoperabilitatea cu diferite sisteme și registre informaționale care sunt valabile pe teritoriul sau în sistemul public al Republicii Moldova, cu un punct final, acordarea subvențiilor după principiul subvenții fără hârtie. 10. Siguranța alimentară, o prioritate națională. Este necesar în continuare de eficientizat sistemul de control asupra produselor agroalimentare, mai cu seamă cele din import, dezvoltând și întărind capacitatea laboratoarelor la nivel național și regional, care trebuie să fie acreditate pentru controlul produselor agroalimentare, dar și modificarea anumitor atribuții sau cadrului legal în care să fie revăzute atribuțiile Agenției Naționale de Siguranță Alimentelor. 11. Promovarea legii privind camerele agricole. Este un instrument de promovare, de întărirea capacităților producătorilor agricoli funcțional în toate țările Uniunii Europene,
Și constă în legea care ar legaliza organizațiile private de interes public, deschise, apolitice, fără scop patrimonial, create în scopul reprezentării și promovării intereselor fermierilor. Am menționat organizații apolitice. Din păcate, trebuie să recunoaștem că multe din organizațiile și de fermieri, dar și alte asociații, în ultima perioadă și-au intensificat anumite activități sau anumite acțiuni politice, ceea ce, după mine, afectează și mai mult dezvoltarea acestui sector. Nu putem vorbi de o agricultură competitivă, performantă, fără mediu rural. O recunoaștem că agricultura se dezvoltă, se practică în zonele rurale. Fără condiții adecvate în satele noastre, nu vom putea vorbi de o agricultură competitivă și atractivă. Iată de ce ne-am propus, chiar și începând cu 2016, mai multe programe disponibile pentru zonele rurale. Programul Drumuri Bune, programul Prima Casă, programul de acordare a subvențiilor în vederea atragerii investițiilor în zonele rurale, dezvoltarea infrastructurii rurale, cum ar fi apă, canalizație, deșeuri, iluminare stradală. Doar prin astfel de pași și acțiuni concrete putem vorbi de existența în continuare a localităților noastre. Iată de ce avem și aici mai multe acțiuni. Cei ce ține de asigurarea cu apă și sanitație, ne propunem să lansăm programul Apă Bună pentru Moldova, în cadrul căreia în fiecare an 100.000 de familii să fie conectate la sursă de apă potabilă și canalizare. La fel, să dezvoltăm infrastructura de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin instituirea unei autorități la nivel național, responsabile de implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor, asigurând paralel inclusiv lichidarea tuturor gunoiștilor neautorizate care există la nivel de țară. La fel, crearea accesului la finanțare de către autoritățile publice locale, așa cum de altfel am creat acest mecanism în ultima perioadă legat de accesarea subvențiilor din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Agricolă și Mediu Rural pentru realizarea anumitor obiecte de infrastructură în localitate. Pentru a avea o eficiență mai mare, pentru a nu pune presiune pe autoritățile publice locale atunci când vorbim de asigurarea contribuției, ne propunem să venim cu crearea unui fond de garantare a finanțării drept contribuții în cadrul unui proiect. Totodată, asigurând subvenționarea dobânzilor la împrumuturile care sunt oferite autorităților publice locale pentru realizarea anumitor obiecte de infrastructură, exact după modelul care este disponibil la ziua de astăzi în raport cu fermierii, care beneficiază de subvenționarea dobânzilor la creditele agricole. Exact același program să fie disponibil și pentru autoritățile publice locale. Nu în ultimul rând, să modificăm cadrul legal în așa fel ca contribuția care la ziua de astăzi în mare parte a proiectelor constituie aproximativ 20% să fie minimizată sau să fie înjumătățită. Acestea sunt doar câteva din propunerile și ideile care urmează să le promovăm. Contează foarte mult viitoarele alegeri și rezultatele lor. Iată de ce, stimați alegători, pentru Partidul Democrat din Moldova, sectorul agricol, mediul rural, întotdeauna a fost, este și va fi o prioritate. Măsurile și acțiunile realizate în perioada guvernării au demonstrat acest lucru. Într-un singur an am reușit să construim 1600 de kilometri de drumuri. 100.000 în 3 ani de zile de familii au fost conectate la sursa de apă potabilă și canalizare, iluminare stradală și multe alte lucruri frumoase și concrete făcute. Zilnic merg prin satele noastre. Nu este localitate unde să nu existe un drum construit, unde să nu existe o grădiniță reparată sau o casă de cultură reconstruită, un apeduct edificat sau iluminare stradală. De asta am ales să fiu parte acestei echipe politice. Ceea ce ne dorim este reluarea și continuarea lucrurilor concrete, a planurilor și reformelor și proiectelor ambițioase.
Toate poate fi realizate, stimați prieteni, doar cu oamenii care muncesc pentru oamenii, cei care au experiență, au capacitate, au determinare și aceștia suntem noi, echipa Partidului Democrat. Vă mulțumesc!